Nu-mi dau seama care este mama, trebuie să mă uit mai atent. Salut băi șacalilor, ce faceți? Astăzi o să facem un videoclip destul de ciudățel pentru canalul meu, dar atât am putut și eu. E greu să mai găsești idei care nu s-au făcut, e greu. După chestia asta nu vă mai zic nimic, trec direct la video. Păi John, Jimmy, Mihai, Ștefan, Andrei, Corvine, mă rog, toți ăștia care auziți acum chestia asta, bă, activați-vă clopoțelul pentru că sâmbătă o să scot prima mea piesă pe canal. Piesa se numească Hitulet Selena, evident eu sunt Hitulet și o să fie cea mai tare chestie. Dacă nu știți de unde e partea cu Selena, trebuie să mă urmăriți pe Instagram, pentru că de acolo a plecat totul. Hai să vedem acum care e repede mama și care e fica. Hai să vedem. Ghicește care este mama. Stai să, bă, stai, oprește, că nu pot așa repede. Să mor. M-am făcut și la video trecut că m-am ținut de cuvânt, ați văzut, care ghicește toate chestiile astea, dar fără să mintă, o să-i dau follow pe Instagram, jur, că am dat follow, am dat vreo 10 follow, frate, la oamenii care au ghicit. Dar asta e imposibil, să mor eu, domnișoarelor, nu știu, ambele vă caut sprâncene desenate. Deci nu sprâncenele lor, dar mă gândesc oare care e mama, care e fica. Eu zic că aia din dreapta e fica, pentru că stă așa, știi, cu botic de rață și mă, o mamă n-are de unde să știi, că dacă zic mama să facă botic de rață, îmi dă așa o mare palmă, că nu știa de botic de rață, știi? Aparent nu primim răspunsurile la care este mama și care e fica, așa că după videoclip o să mă documentez eu, iar la final, cum ar veni, o să pun răspunsul dacă am ghicit bine sau nu. Care este mama? Eu mă simt așa, eu mă simt era pentru mama, cum ar veni, știi, bă, mama are 53 de ani, bă, n-arată nici de 53 de ani, arată de 20 și mama, dar nu... Adică dacă o pui lângă mine, nu știu, se observă un pic că nu chiar e colega mea, știi cum se vede la astea, dar na, ce să fac acum? Eu v-am zis, este foarte greu pentru mine, ținând cont că eu și fetele, nu, eu cu fetele chiar nu fac așa ceva. Bine, aici se observă un pic, aia din stânga era mama, acum ghicește care is the mother, 1, 2 or 3, 1, 2, 3, 4, că toate sunt la fel, să mor. Bă, sincer, dacă e să stau așa o leacă, nu știu, aș zice eu că mama n-are cum să fie unul, că mamele nu zâmbesc așa ca proastele, știi, când fac poză. Asta sigur e fiică sa, că zice mama, hai să facem o poză toate trei. Și cred că asta e măsa, prin urmare, că e mai așa, mai cum ar veni, știi, prea așa, parcă prea așa. Sper că sunt de aceeași părere cu mine, că sunt așa. Deci, mă rog, o să văd eu la final, o să pun pe ecran. Eu de aici o fac pe asta, că nu pot. Mă sperie, bă, din dreapta, mă sperie, jur. Băi, John, nu te mai uita așa la mine. Bă, nu te mai uita așa la mine. Mama e aia din stânga, evident că nu pare așa malefică, că mamele sunt femei bune, nu că e mamă. Băi, imaginați să locuiești cu tipele astea, da? Imaginați să locuiești cu tipele astea trei, da? Băi, să-ți fie foame cu mine, se duce așa la frigider noaptea, frate, de noaptea să mor de foame, vezi așa trei prăjiturile mele, zic, ah, hai că le mănânc și eu, știi? Cum ar veni așa, bă, și când să închizi frigiderul, apa astea așa lângă tine, se uită așa, zice eu, ne-ai prăjiturile, mi-e frică, jur, doamne, bă, uite, stai că pun close-up acum, boom! Mamă, cum se uită la tine, se intră așa în tine, mamă, e în tine acum, e una cu tine, Mama mai mult decât sigur este unul, dă-o îngheaba măsii, bă, că să mor cu rău, doamne, iartă-mă, n-ai cum. Ulala, cred că nu-mi dau seama care este mama, trebuie să mă uit mai atent. Nu știu, prieteni, ce să zic, o trecut vreo 17 minute și eu tot nu mi-am dat seama care e mama, să mor. Deci nu-mi dau seama, cred că trebuie să stăm aici să ne uităm un pic. Mama, adică putem să ne uităm aici la ochi, știi cum ar veni? Wow, ce ochi frumos și are, e foarte, foarte, da. Bă, dar nici nu știu pe care aș alege-o ca prietenă, bă, că sunt la fel. Plocimia rapa, dacă nu e, fai de capul meu, doamne, că nu ghicesc care, bă, oricum, cred că acum dacă e să stau un pic să mă uit prin zona asta, îmi pare rău că trebuie să așa. Eu am observat că are pielea un pic și mai așa, știi, mai de adult așa, și asta e, da, e fata rău. Da, cred că, da, mă rog, și așa nu mă interesează cum ar veni. Ok, perfect. Da, nu, oricum, poate să treacă, am ghicit care-i mama, chiar nu mai vreau să dau de poza asta niciodată. Wow, ce bine arată. Bun, următoarea poză sunt... Ce? Dă perna înapoi! Poftim!
Băi, John, dar n-ai cum, n-ai cum, că nu înțeleg, nu pot să înțeleg nimic, adică cum care e mama de aici? Băi, e imposibil, frate, să mor eu toate, să așa de drăguțe, știi cum ar veni și nu văd așa un, bă, un neg aici, un fir să iasă de păr din nas, știi, că se mai întâmplă oamenii bătrâni, bă, dar nu îmi dau seama. Băi, de cap, păi dar ghicește 1, 2, 3, că e 1, 2, 3 la fel, e fixat degetele astea așa drepte toate, nu înțeleg, ești pe... Bine, să zice că m-aș îndrăgosti, da, de o fată din toate astea trei și hai să o luăm logic, m-aș îndrăgosti de fiica ei, nu, adică hai să nimerezi fiica, nu mama, că e aiurea să te îndrăgostești de mamă, frate, știi, după apare așa pe site-urile alea, mamă, însoană, ca vă... Nu știu, John, să mă bată Dumnezeu, să-mi cadă față, să nu mai-mi râdă gura dacă eu știu că... Eu zic aia din stânga, acum era care e perciun un pic, mai așa zice că e o gafă la oamenii mai bătrâni, dar n-ai cum... Stai un pic, că... Tot nu-mi dau seama, trebuie să dau un pic cu zoom pe telefon, că nu înțeleg, chiar nu înțeleg care e mama și care... cred că se observă diferență, dar nu se vede așa, nu... super, da. Bine, o să-mi dau seama imediat, o secundă. Ulala, cred că, bine, hai să ne dăm aici un pic seama că mama e un pic mai așa, știi cum ar veni, știi că o luat un pic în greutate, știi că copil, că pofte, că o mâncat așa și asta e clar, e Miss Olympia asta, e Miss Beautiful, e ce vrei tu. Asta din dreapta e fica și cealaltă e mama, dar nu-i mare diferență, adică acum aș face un păcat și pentru mama, doamne ferește, aia e mamă și... Ai crescut un copil toată viața și eu vorbesc prostie aici. Da, aici ne dăm din prima seama care e mama. Dar bine, asta mai are riduri și asta vă care aici pe piele, știi cum ar veni și cum are și asta. Cred că e o boală de piele, dar îmi dau seama după riduri așa. Sper că am fost corect. Ma. Ha, Johnny, cât acum să-mi dau eu seama? Știi tu așa, om de rând, să mergi așa pe stradă, să te duci, plătești o factură la lumină. Și vine cineva, te întreabă așa pe stradă, auziți, puteți să-mi spuneți pentru un reportaj unul frumos, care este fica sau mama? Ia papa și îți dă, lăsa așa, două. Tu ce zici, te uiți așa ca prostul, știi? Tu ce poți rămâi așa, mă zici, dar nu știu, domnule, eu nu știu, dar eu parcă prea pe le amândouă, parcă, nu știu, domnule, dar așa, parcă îmi plac Nu știu, domne, habar n-am. Da, asta din stânga e mama. E o deducție aici, e un raționament logic, e o deducție, pentru că de obicei fiicele fac poză, că ele stau cu Tumblr, cu morții mei, știi? Mamă, la fel, să mă, bă, dar mă simt aiurea, că nici nu-mi plac, nu, la asta n-aleg. Nu mă uit, du-te de aici, că nu mă uit. Mamă, zici că e leu să moară băieții mei, mă simt ca în Atlantic, ia uite, mamă, să moară băieții mei, cum se uită la mine, mamă. Asta e măsa și asta e fiică sa, se vede că fiică sa e așa un pic mai petit la față, nu e așa dezvoltată, măsa o băgat carne în ea și eu până o crescut ca lumea. Mamă, asta clar din dreapta e măsa, măsa e mai, e măsa din dreapta, se vede. Se vede rău, se vede aici, se observă, se mai observă din când în când, nu pot să zic nu. Da, asta din stânga e fiică sa și aia din dreapta e mamă sa, pentru că fiică sa a rămas un pic în urmă, știi, fiică sa e level 15, cruc, știi, mă, asta aici e boss, e level 45, cum ar veni top, mă, asta ce, e baron acolo, face 3, durare o treabă, știi, cât de greșit e să compar așa ceva cu jocurile, doamne. Din potrivă, fiică sa s-o fi dezvoltat mai mult, dar nu, ascultați-mă pe mine, am și un pic de experiență. Da, aia din dreapta e măsa, se vede că, știi cum mi-am dat seama, eu chelit aici spune cele, să mor, că nu, eu plecat prin poză, s-o dus, s-o ieșit, s-o evadat, nu știu, dar nici fiică să nu-i departe, să mor. Mamă. Na, păi ia-o pe asta, dar deci dacă poți ia-o pe asta, că nu mai înțeleg. Cred că aia cu spatele, mama, aia de acolo, aia cred că e mama, că rest toate la fel, ești prost. Fiți atenți, fica, deci o fică întotdeauna o să facă poză, că nu stă mama cu telefon, doar dacă e ultima vagabantă și are 19 ani, mama. Și fiica sa, adică unul, asta blondă, care are soarele sa în cap, știi, zici că era din zei luminii acolo, știi, cu de-aia pe cap. Hai că facem poză, știi cum ar veni, băi, și acum, dacă mai vedem trei fete, după cum observați, asta două se ceartă, sunt în raport de contradicție. Ar fi discuția, doi zice, mă, mi-ai mâncat laptele cu cereale, fă, tu ești proastă, nu ți-a mâncat nimica, fă, ba da, mi-ai mâncat laptele cu cereale, fă, nu ți-a mâncat, fă, nimica. Și mama, care este mereu un suflet bun și împăcat și știe că o să împace fetele alea cumva, zâmbește la poză. Deci e logic, patru-i mamă, doamne, cât de mamă, ce bună. Hai, din dreapta-i măsa, dacă e mai, e un pic mai făcut așa, că are un pic trapez aici mai mare, ia uite, haide, campioană, l-a ridicat greutăți.
Da, sigur că da. Oare băieții mei, eu ce te-am adus? Mi-ai adus prăjituri? Mamă, dar ai adus ceva? Stai un pic să văd că am, trebuie să mai, să mai întreb pe cineva, că nu îmi dau seama, știi, cum ar veni, care este... Wow, ma, da, stânga e mama, clar, mama, mama. Dacă vă uitați voi bine aici, vă puteți da seama că părul acesta este un pic mai ars, mai decolorat, știi, și îmi dau seama că e mai bătrân un pic și tenul la fel, mai ales tenul, da, tenul îl lasă de dorit. Da, și dacă vă mai uitați un pic și la bluza aia care e un pic mai așa, știi cum ar veni, da, se... Nu-mi place, parcă e așa un pic necălcată și fata mereu e, nu-și calcă chestiile, da, și... Aoleu... Da, bă, șacal, oricam ăsta a fost videoclip, un pic mai picanțel, așa că greu mi-a fost. Da, dacă le-ați ghicit pe toate și dacă o să mă țin de cuvânt și o să pun chestiile alea acolo, vedem care e mama și care e greșit și care e corect, o să dau un follow pe Insta, să-mi dați în Instagram acolo, data trecută am dat, v-am zis vreo 20 de follow și da, aveți grijă, eu de acum mă uit că am de făcut un proiect pe telefon și... Da, m-am treabă, mă grăbesc. Să aveți o zi frumoasă și mâinile la vedere, v-am pupat. Pa, bă!